Go! Thank you! Bună dimineața! Ne aflăm în PTF Isaccea, loc prin care, de la momentul izbucnirii conflictului în Ucraina, au intrat în România, din Ucraina, peste 47.000 de persoane. Din păcate, foarte multe persoane dintre acestea sunt copii, copii care nu au nicio vină, copii nevinovați. Aceștia urmează să vină cu feribotul de pe partea Ucrainei pe teritoriul național. Go. Aici, după cum puteți observa, îi vom întâmpina cu foarte multe jucării, pentru că colegii mei, Poliției de Frontieră din cadrul Poliției de Coastă, am inițiat o campanie care se numește Valurile Speranței. O campanie prin care foarte mulți oameni, persoane fizice, precum și asociații, ca un exemplu, Asociația Joc de Copil din București, căreia dorim să-i mulțumim foarte mult, au donat jucării pe care acești copii nevinovați urmează să le ia cu mânuțele lor și să le aducă un strop de bucurie, un strop de mulțumire și puțină pace în sufletul lor. Vă mulțumim tuturor!